Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu. Bun găsit la ediție specială la Antena 3 Pitești. Avem, doamnelor și domnilor, primul aparat real-time PCR la Mioveni. S-au făcut testări cu acest aparat în curând, așadar, vor începe în Argeș testările la Mioveni, testări de acuratețe pentru cei care sunt, iată, în suspiciune că au coronavirus. Un alt subiect, uzina Dacia de la Mioveni, Dacia Renault, face cel mai bun pas pentru economia argeșană și pentru economia românească și începe activitatea parțială în 21 aprilie. Iată două subiecte de unde vom pleca și vom discuta, vom desfășura și altele astăzi cu primarul orașului de unde vin aceste vești, Ion Georgescu de la Mioveni. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua dumneavoastră, echipei dumneavoastră și tuturor argeșenilor care văd emisiunea. Iată, domnule primar, că nu a trecut nicio săptămână și ne reîntâlnim la Antena 3 Pitești pentru că aveți din nou vești. Informația zilei a fost ieri și rămâne și astăzi. Avem, într-adevăr, primul aparat real-time PCR, cel pe care l-am așteptat atât de mult. Sigur, sunt în licitație, sau este în licitație cel puțin încă unul pentru Spitalul Județean. Mai sosește, înțelegem, încă unul la dumneavoastră, dar s-o luăm pe rând. Avem așadar concret acest aparat în mâinile dumneavoastră la Mioveni. Da, așa este. Avem aparatul asosit ieri. Este datorită unui om cu super mare pentru Argeșeni. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Ilie Văsâi. De asemenea, kiturile care s-au făcut, probele și testări de ieri pentru reglarea aparatului, unele au fost aduse de firma care a adus aparatul, iar pentru 100 de persoane îi mulțumesc lui Cristi Genta, care este și coleg cu mine, dar este și director la fabrica de combustibil nuclear din Mioveni. Deci, eu le mulțumesc tuturor și altor persoane care au făcut donații în această perioadă Spitalului de la Mioveni, începând de la echipamente și alte produse necesare desfășurării activității. Vis-a-vis de analize, aparatul se află în perioada de teste și totodată și de licențiere și nu vreau să intru în parte tehnică și medicală, că nu mă pricep. Dar, probabil de miercuri, joia viitoare, va putea fi folosit oficial, cu o singură condiție, să avem cât mai multe kituri. Am înțeles că un kit costă undeva la 18 euro plus TVA. Deci, vis-a-vis de afirmația dumneavoastră că argeșenii pot, la Mioveni, sunt puțin rezervat pentru că nu avem kituri pentru toți argeșenii. Prima opțiune care a fost a domnului Văsâi a fost ca tot personalul medical din Argeș care lucrează cu COVID să aibă prioritate la a face acest test pentru siguranța lor, ca și medic, ca și asistent, ca și îngrijitor, sau fiu eu ce lucrează în domeniul respectiv, pentru a avea garanția că sunt sănătoși, că nu sunt potători și pentru a asigura asistența medicală în continuare celor care vor avea nevoie. Deci el poate funcționa, am înțeles că poate efectua în jur de 90 de analize pe oră, dacă avem kiturile necesare. Noi am început să facem apel către diferite fundații, către diferite persoane, pentru a strânge banii necesari de a cumpăra atât de multe kituri. Am înțeles. O să reiau informația, pentru că probabil nu m-am făcut bine înțeleasă. În Argeș, în sfârșit, funcționează sau va funcționa acest aparat. Sigur că am auzit că prima dorință a domnului Văsâi a fost aceea, de fapt, cred, sunt convinsă că și a dumneavoastră, de a fi testat în primul rând cei care se află în prima linie, și anume personalul medical, evident, și este foarte bine să fie așa. Înțeleg că doamna doctor Filip se ocupă, aveți un specialist, aveți și oameni specializați să folosească acest aparat. Nu este așa de simplu, pentru că are nevoie de laborator special, laboratoare speciale. Oamenii, deci, sunt pregătiți
spuneți ca din, dacă vom avea și kiturile ca de săptămâna viitoare, să pornim testările. Noi am avut o discuție cu firma respectivă acum o săptămână, aproape o săptămână, și în paralel postul laborator al Spitalului Sfântul Spiridon, între o săptămână s-a lucrat, s-a amenajat pentru a putea îndeplini condițiile de autorizare de către Sanepid și de licențiere a acestui aparat, pentru că avem nevoie de 4 spații, este circuit la ora actuală, probabil că o să le prezentăm într-o emisiune viitoare, în care vom face niște filmări în interior, dar după ce vor fi toate puse la punct. Așa este, vom avea un laborator. Doamna doctor Filiu, vreau să-i mulțumesc pentru că a lucrat cu 2 firme, chiar și cu a 3-a firmă, pentru a îndina utilul cu plăcutul și a face posibil cu ce există în România să realizăm acest laborator. Dar fără ajutorul domnul Văsei și al lui Cristi Gentea, astăzi nu am fi fost în stadiul care suntem. Ne așteptăm ca lângă noi să vină și alți oameni de bine și alți oameni cu posibilități. Ne așteptăm ca și Dacia să vină în ajutorul nostru. Avem mai multe discuții, nu sunt oficiale și finalizate, dar ne așteptăm să fie un început și mă aștept ca peste o săptămână, maxim 10 zile, să încercăm să venim nu numai în sprijinul medicilor, ci a persoanelor care vor veni în centrul de infecțioase și ATI de la Mioveni pentru a clarifica cel puțin cei suspecți și ne așteptăm și pentru cei care probabil DSP-ul împreună cu Comitetul pentru Situații de Urgență ARGE și împreună cu conducerea spitalului, probabil că va fi un program. Probabil că prioritate vor avea cei care sunt internați și probabil, dacă sunt kituri, vor fi și pentru persoanele care au anumite întrebări sau știu, ar dori să-și facă o testare. Da, domnule, nu pot să spun acum, pentru că este prea, prea curând, ieri a venit, nu pot să spun eu cum se va întâmpla. Dar cred că, sigur, DSP-ul, Comitetul pentru Situații de Urgență, conducerea spitalului, vor face un program. Am înțeles. Conta publicității respectivă. Am înțeles, domnule primar. Totuși, este o veste foarte bună aceasta. Sunt multe vești bune în ultima perioadă, pe lângă veștile rele. Lipsesc, deci, la Mioveni kiturile, dar important este că, iată, sunt oameni care pot ajuta și sunteți printre cei care puteți face acest lucru, iniția discuții, cum a spus dumneavoastră, și chiar finaliza discuții cu mediul de afaceri. Nu numai mediul de afaceri, sunt și multe fundații, sunt și organizații care cu siguranță vor intra în contact cu dumneavoastră și vor ajuta dacă avem acest aparat. Mai mult decât atât, înțeleg că mai vine încă un aparat la dumneavoastră în spitalul din Mioveni, dacă și această informație este adevărată. Este posibil. Adică să avem 2 aparate la Mioveni. 2 aparate la Mioveni, în primul rând că doamna Filip a lucrat în așa ceva, exact. Este specialistă, mai avem încă un asistent care a lucrat în domeniul ăsta și știu că doamna Filip își pregătește o echipă și săptămâna viitoare probabil că lumii va merge și până la laboratorul de la Matei Balș pentru a corela cât mai bine partea asta de analize. Doamna este o profesionistă, își face echipa împreună cu managerul, cu domnul doctor Trăilă. Deci nu mă duceți în zona medicală pentru că nu este specialitatea mea și nu vreau să intru. Dacă doriți mai multe amănunte, pe telefon doamna Filip poate da detalii și cu domnul Trăilă. Am înțeles. Într-adevăr, am discutat cu Dacia aproape 2-3 săptămâni de zile. Este posibil să fie. Atunci vom deservi mai mulți argeșeni. Problema se pune, deci, într-adevăr, este foarte important aparatul, dar aș vrea să reține și dumneavoastră și telespectatorii. Dacă nu avem kiturile, degeaba avem aparatul, exact cum mai avea căruța și nu ai cai.
Da. Deci, fără aceste kituri nu se poate. Am înțeles că este, repet, tipul ăsta de care îl folosesc, dumneavoastră, jur de 18 euro plus cărtau. Da. Deci, la oamenii de afaceri, la fundații, le-am dat tipul de kit și deci sunt mai multe opțiuni. Pot vira sau dona bani, pot cumpăra kiturile, dar nu mai e respectiv. Managerul se dau și la zicerea, dacă am luat multe, dar la plătăști, prețul mai e mic. Am înțeles că s-ar găsi totuși acest tip în România, la ora actuală. Domnule primar, am înțeles, este o informație foarte bună, trecem mai departe și v-aș întreba dacă ne puteți spune ceva acum la zi despre statisticile pe care le aveți acolo. Aveți încă persoane izolate la domiciliu în Mioveni? Astăzi avem în jur de 65 de persoane care sunt izolate la domiciliu. Mai avem în jur de 47 de persoane cu vârsta peste 65 de ani în care asistența socială se ocupă de dumneavoastră și voluntari. Voluntarii se ocupă și de alte persoane care nu au vârstă 65, care nu au ieșit afară din casă și le fac cumpărături. Una peste alta, deci am încercat pe plan local să rezolvăm și de local să suntem cantonați în trei hoteluri și cei 86 de persoane care lucrează în secția de ATI și infecționate de la Mioveni, unde astăzi sunt în jur de 20 de pacienți. Deci nu este ușor, încercăm să facem față, încercăm să asigurăm servicii de calitate din oamenii care sunt în asistența socială și nu numai de la primărie, inclusiv poliția română, poliția locală, toți cei care sunt în Mioveni. Dacă, totuși, eu înțeleg că vin sărbătorile, am văzut că și programul magazinelor s-a prelucit. Mi se pare că a crescut foarte mult traficul într-o perioadă în care văd că spune că ne apropiem de vârful pandemiei. Dacă acest trafic face bine. Da, din păcate așa este. Deci totuși la Mioveni lucrurile sunt sub control în privința circulației persoanelor, da, și al respectării regimului de izolare la domiciliu în cazul celor obligați și autoizolare pentru cei care sunt în vârstă o anumită perioadă și ceilalți în măsura în care, sigur, nu se desfășoară sau nu merg la serviciu sau în locurile în care au treabă. Domnule primar, evident că vom reveni la ceea ce este Mioveniul pentru noi punct fierbinte și anume faptul că spitalele funcționează la dumneavoastră, dar știți foarte bine că în România în acest moment cel mai mare pericol este îmbolnăvirea personalului medical. Există în cea mai mică măsură acest risc la Mioveni și aici mă gândesc strict la respectarea circuitelor și mai ales probabil că aveți întâlniri permanente cu managerii spitalelor de la dumneavoastră și mai ales dacă au oamenii ce le trebuie, mă refer la echipamente. Deci, doamna Muntanu, sunt două entități în aceeași curte, Spitalul Orășenesc, cum spun oamenii cel nou, și fostul spital Sfântul Spiridon. Am văzut că multă lume folosește termenul cel vechi. Domnule, nu este vechi. Pavilionul P+2 este construit acum 9 ani de iar cele două clădiri de la intrare stânga-dreapta sunt reabilitate acum 4-5 ani de zile. Plus, printr-un program pe fonduri europene dotat și făcut la cheie. Că sunt construcții care astăzi rezistă la 1,5 grade pe scala Richter la un cutremur. Deci, să folosim termenul de fostul spital Sfântul Spiridon, pentru că mi-au atras atenția și colegii și eu am sesizat cel vechi. Adică da. Să nu dăm o notă că, doamne, este de acum 100 de ani. Ca și în medicină, să știți că are peste 100 și ceva de ani tradiție spitalul Racovița, cum era cunoscut înainte, după aia Sfântul Spiridon. Așa că un detaliu foarte important, spre exemplu, domnul președinte Dan Constantin Manu, evidențiatul la chirurgia
spitalul Arad. Deci avem totuși o tradiție. Da. Din punct de vedere al circuitului, nu se pune problema, nu se intersectează. Da. Pentru situație, este doi profesioniști care coordonează activitatea, doamnul profesor și domnul doctor de la ATI, am acum un lapsus, care coordonează activitățile și le îmbină în zona respectivă. Au echipament, nu știu toate locurile, pentru că este o problemă a unui manager trăitor, dar am fost în permanență în dialog. Aseară la 21 am avut ultima discuție. I-am și l-am rugat, dacă sunt probleme, să-l transmit. Nu există nicio problemă. Din contră, am mai pus un colț la triaj în curte pentru că să fie și mai rapid triajul, în cazul în care ar veni mai multe persoane și ambulanțe la spitalul de la Mioveni. În intrarea principală, la ora actuală, sunt două colțuri în care se poate face triajul, verificarea preliminară și îndrumarea pacientului către secția de infecțioase sau către secția spitalului nou. Cel puțin 5, 6, 7, 8 zile consider că nu am nevoie de materia. Eu vorbesc din punct de vedere administrativ, din punct de vedere medical, ca și tratament, ca și medicament pentru parte de infecțioase, pentru de eu vorbesc. Care este cel care a organizat secția de ADI și doamna doctor Constantin, care sunt venit și la Pitești. Vreau să le mulțumesc că aproximativ 5 de cadre medicale, medici, asistenți veniți la Spitalul Județean și 47 de persoane care sunt la Spitalul Orșenezi Mioveni sunt cantonați în Mioveni și lucrează la această secție fără a intra în contact cu activitatea spitalului. Am spus că am dislocat aparate de la cotie, de la cord, de TI, le-am dislocat. Tot ce a fost portabil în Spitalul Orșenezi nou, în zona de infecțioase, plus că laboratorul de testare este chiar la intrare, la 2 metri de această secție, de acest pavilion, în care oamenii să fie foarte aproape pentru a putea să facă testul și de a nu ne duce în zona spitalului nou. Nu știm dacă au sau nu au virusul, dar după testare, probabil că se vor lua anumite decizii vis-a-vis de persoana respectivă de internare în secția de infecțioasă sau de internare în spitalul nou. Nu vreau să intru în zona medicală pentru că nu vreau să fac eroare sau să dau decizii greșite. Eu mă bucur că și m-aș bucura și mai mult dacă chiar văd aparat de la Tarsia și știu că totdeauna, domnul director general și echipa dumneavoastră, când a promis ceva, s-a ținut de cuvânt cu cele 100 de daci sunt în țară și la spital. Cetățenii, cred că va veni acest aparat, indiferent că va fi peste o săptămână, dar eu zic că este binevenit și nu numai trebuie să privim numai în asta de pandemie, din această perioadă. Probabil că acest aparat are foarte multe funcții și pentru sănătatea deșenilor este util și după ce va trece pandemia. Orice lucru care îl realizăm, eu zic că este un lucru bun. Iar de viitor această secție, pentru că tot am investit în ea, tot am pus-o la punct, am vorbit cu managerul, cu domnul Olivia Crăilă, cu echipa dumneavoastră. Probabil că vom transforma într-un compartiment de infecțioase și probabil în ceva paliative, ceva de activitate medicală care nu avem în zona Mioveni
și probabil este utilă unui segment, indiferent cât de mic, din zona Mioveni, aproape orașul Mioveni și până la urmă a Argeșenilor. Domnule primar, apropo că tot a venit, vorba despre, iată, faptul că ați investit. Ați investit bani din bugetul local acolo. A fost nevoie, așa cum ați spus, de mutarea aparatelor, de aducerea altora, de o mulțime de lucruri pe care le-ați făcut, de reabilitări, în sensul că trebuiau rearanjate. Una e să ai secție de boli infecțioase, alta e să fie o alt tip de secție. În fine, ați făcut foarte multe cheltuieli. Ați făcut și demersuri pentru finanțarea celor peste 70 de paturi din finanțări, probabil de unde? Din Rezerva Națională. Cu alte cuvinte vă întreb, finanțarea noii secții s-a făcut de către dumneavoastră. Cine vă poate ajuta să recuperați banii? Pentru că sunt banii din bugetul Mioveniului, nu? Nu. Cred că cel mai în măsură pe parte tehnică de contract cu casa aș fi domnul manager Trăilă și părtatul șef al spitalului eu. Am luat legătura cu domnul președinte Mușat. Care nu mai este între timp, știți bine? Nu mai este? Nu. Este acum la CAS. Este evident, știți, la Partidul Național Liberal a fost pus în funcție domnul Mitrofan. De ieri. Doamna Alarte. Doamna Alarte, ieri am vorbit cu dânsul și mi-a spus că nu am spitalul de la Mioveni, nu am constare de contract cu casa, pentru că este într-o decizie a Comitetului pentru situații de urgență și documentele de la minister, sau știu, ministerul, nu a trimis absolut nimic pentru a avea acest contract. Probabil că cel care este acum în locul domnului președinte va face demersurile legale. Eu mă aștept la DSP, mă aștept la Comitetul pentru Situații de Urgență, corect, care la vremea respectivă, baza ordonanței militare, poate această hotărâre să implice și în rezolvarea acestor probleme. Eu mă aștept să rezolve de principiul într-un timp foarte scurt. Eu pot să vă spun că tot ce s-a amenajat la vremea respectivă și funcționează, 90% nu sunt achitate. Deci nu sunt achitate și vor trebui achitate. Vom vedea ce vom face. Nu pot acum să vă spun cu certitudine cum se va rezolva. Știu că domnul doctor Trăilă pentru secția respectivă a făcut și face în continuare anumite demersuri. Până la urmă, intră în sarcina dumnealui, eu am partea de patrimoniu, actul medical, este în sarcina Casius. Da. Conducere și până la urmă trebuie realizat și legislația din domeniul sănătății cu ordonanța militară. Deci este doar o chestiune de timing, nu? De așezare pe perioade. Probabil că vor fi coordonate toate aceste acțiuni. Sigur, Casa de Asigurări de Sănătate trebuie să deconteze actele medicale, evident. Sunt și contradicții între legile de funcționare a spitalelor, între articolele de la ordonanțele militare. Sunt anumite inadvertențe, unele dintre ele sunt brute, unele nu sunt detaliate, unele nu sunt norme de aplicare. Eu sper ca în perioada următoare să se clarifice. Având în vedere că intrăm și în zona sărbătorilor, probabil că și pe noi și pe dumneavoastră îi va lumina Dumnezeu și vom intra și în legalitate și cu resursa financiară, pentru că ar fi păcat. Aveți oricum restanțe, aveți restanțe de recuperat și de la, aveți restanțe, ați recuperat restanțele de la central, de la guvern, de la buget? Probabil că se vor păca financiar. Fie față de ce am aprobat noi în bugetul pe anul 2020, dacă ar fi să fac o paralelă pe primele 4 luni de zile, nu mi s-au dat din cotele de balcate nici, să nu exagerez, să zic 45%.
Am înțeles. Deci mergem din rău în rău. Mergem din rău în rău. Sperăm să fie doar o perioadă. Seama că este și o situație mai delicată, în care economia nu a funcționat. Corect. Aș fi rău, ce să spun, nu ne-au dat sumele respective la probleme care sunt în România. Dar probabil că vor veni și zile mai bune și luni mai bune. Pe anul 2020 nu este totul pierdut, dacă se dorește și să vrea și va avea posibilitatea guvernul. Odată ce a transmis în ianuarie hârtia cu sumele alocate orașului Mioveni, sper să și le realizeze, dacă nu noi fi eu singurul din România care nu voi realiza bugetul, probabil că vor mai fi și alte orașe, municipii din oameni, dar nu pot să vă spun acum, totul am fost aplicat pe partea de funcționare a secției din Cluj, bineînțeles, și de menținerea activității, cel puțin pe linia de putere a spitalului Orașul, și sunt și alte probleme în zona asistenței sociale și în primărie și în serviciile care le avem. Nu trebuie uita că e digitalea asigură toate serviciile către populație, deci nu este așa simplu într-o perioadă foarte delicată. Sper ca să fac față și sunt sigur că împreună cu echipa care o am, indiferent că este din primărie, de la edilitare, de la servicii generale, de la poliția locală sau spital, să găsim soluțiile cele mai bune și sunt sigur că Dumnezeu ne va lumina să luăm cele mai bune decizii pentru oameni, pentru pacienți, pentru cetățenii în orașului Mioveni. Domnule primar, încă în începutul emisiunii, una dintre veștile bune și pentru Mioveni, pentru Argeș, pentru toată țara, este faptul că, iată, uzina de la dumneavoastră a decis să reînceapă activitatea în 21 aprilie cu muncitorii care vor să vină voluntar, după care în mai foarte curând pentru toată lumea. Acest lucru este un semn bun. Văzut hârtiile ieri, nu am discutat personal cu absolut nimeni, mă refer la ziua de ieri, dar am avut o discuție și cu persoane din echipa domnului Idridi acum o săptămână și mă așteptam să reia activitatea, mă așteptam să reia activitatea și mai devreme, totuși fiind vârful, așa cum se anunță pe canalele media săptămâna viitoare al pandemiei, probabil că au lăsat-o după zona de sărbători și ca să fie și mai sigur după 4 mai. Mai. Mă așteptăm să începă să lucrează, am vorbit și cu liderul de sindicat, cu domnul Paverescu, deci toate aceste discuții sunt acum o săptămână și știam că au avut întâlniri, că au amânat discuția de acum 10 zile pentru ieri. Este bine că, până la urmă, să reia activitatea. Este bine nu numai pentru Mioveni și județul Argeș, și eu zic că este bine pentru toată economia românească. Și în al doilea rând, probabil că ușor, ușor, în perioada următoare, mai toate activitățile se vor relaxa după trecerea perioadei de pandemie, de vârful pandemiei, probabil eu personal mă aștept ca după 1 mai acolo ușor, ușor, cam toată lumea să înceapă într-o săptămână de zile, două reluarea activităților, indiferent în ce domeniu este. Nu va fi ușor, vă dați seama, sunt anumite zone cum este turismul, partea de servicii, firmele mici, am în jur de 300 și ceva de firme care sunt undeva la 5-10 salariați, care nu au putut traversa bine această perioadă. Vă dați seama că erau sărbători, mai toată lumea s-a așteptat. Așa este la noi, la român, ca în perioada de sărbători să crească vânzările, să fiecare... Este o perioadă critică pentru dânsii. Am văzut că peste 1 milion și ceva de persoane sunt majorit în anul național și din orașul Mioveni, firme care au accesat acest program. Să spun că
Luna mai va fi o lună de tranzit, de reînceperea activităților al economiei. Mă rog, nu va fi ușor. Domnule primar, ce părere aveți că vorbeați despre economie și despre repornirea motoarelor? Iar, iată, ce părere aveți despre propunerea de șomaj tehnic pentru bugetari? Pentru bugetari cine? Administrație? Pentru că nici nu poate fi vorba, iată, despre cei care lucrează în sistemul de sănătate sau în ordine publică. Cred că trebuia făcută în prima lună. Trebuie să cunoaștem nu toți din primărie au încărcătură de sunt anumite domenii de activitate care puteau fi amânate și puteau să-i și protejăm pe salariați. Mă refer la urbanism, mă refer la funcție, mă refer la anumite sectoare care viața de zi cu zi putea funcționa fără aceste sectoare. Oricum ai plan local și la serviciile din subordinea Consiliului Local și la primărie în această perioadă, le-am acordat de 10 zile de concediu pe ordine din trecurile dumneavoastră, pentru că ne-a fost frică, nu știam cum și am ne proteja angajații, pentru că dacă apărea o problemă la unul, trebuia să izolăm și ne-am luat măsuri pe plan local, împreună cu Comitetul pentru Situații de Urgență Locală, am discutat cu conștiile, oamenii au acceptat, știți că la început a fost panica foarte mare, zicem că la ora actuală suntem stabili și oamenii din instituțiile publice de la Mioveni, tot ce este subordinea Consiliului Local, prima etapă de 10 zile de concediu de ordine s-a efectuat, unii sunt în a doua etapă, alții încep de săptămâna viitoare. Deci ușor-ușor am încercat să le facem de așa natură încât să ne fie bine ca resursă umană în cazul în care aș fi fost ceva. Dumnezeu ne-a ajutat până la ora actuală și nu am avut nicio problemă. Am înțeles. Consiliul Local lucrează în continuare? Deci lucrează prin același sistem care fac eu și misiunea cu dumneavoastră. Da. Vom avea ședință joia viitoare. Joia viitoare. Tot ce am făcut până acum. Joia viitoare. Deci tot ce am avut până acum s-a făcut online. Am înțeles. Aveți în plan vreo rectificare? Toată lumea întreabă acest lucru, probabil că vă întreabă toată lumea. Vreo rectificare de buget? Propuneri pentru finanțări? Toată lumea folosește, am observat în spațiu public, rectificare, rectificare. Da. Rectificare ce? Pe hârtie? Păi pe hârtie, că bani nu sunt. Rectificare la ce? Rectificare la rectificare, dacă vreți să spuneți. Trebuie bani în buzunar. Și a trebuit să dau o hotărâre să-i mute în buzunarul exact. Celorlalt. E că da. Dar tati, sunt bani. Ce să rectific? Ce să... Am înțeles. Da, vom vedea. Eu vreau în primul rând să-mi cer scuze telespectatorilor dacă din când în când sonorul nostru nu este foarte bun, este de înțeles, vorbim prin Skype, astea sunt condițiile. Aș vrea ultimul punct astăzi în discuție, domnule primar, este legat, evident, este foarte important, vin floriile și sunt floriile, iată, și vine perioada sărbătorilor de Paști și este important de spus cum ați gândit această perioadă, sigur că există o ordonanță militară care dă clar jaloanele pe care mergem, însă ați văzut că există posibilitatea de la comunitate la comunitate ca, eu știu, să se poate întâmpla lucruri bune, adică ar putea cineva să dea lumina în anumite zone din oraș. Ați făcut un program, hai să întreb așa, ați gândit ceva pentru zona Mioveni? Nu sunt cei de la fundația care o avem în comunitate împreună cu voluntarii care în aceste zile vor vorbi cu preoții. Da. Am văzut că ieri s-a dat și publicității programul de sărbători din partea Patriarhiei. N-aș vrea să dau informații eronate, deoarece nu s-a stabilit concret ce anume. Dar vor fi voluntari, vor fi persoane care vor merge
la persoanele în vârstă. Slujba de la catedrală, asta știu sigur că se va transmite pe toate canalele media, pe Facebook, pe televiziune, se va transmite. Restul nu pot să spun concret, dar vom face ceva pentru anul, îi vom ajuta, știu că voluntarii se vor duce de florii acum cu salcia, cu tot ce trebuie, așa cum au discutat cu preoții. Deci nu intru în acest amănunt că nu le am concret din partea dumneavoastră. Am un consilier onorific care este și preot, care se ocupă cu voluntarii, cu toată lumea în această perioadă de organizare. Dar totul a început de ieri, pentru că nici dumneavoastră nu știau până nu a apărut de la patriarhie. Pe linia dumneavoastră, dispozițiile pentru perioada de sărbători. Există ceva, se schimbă? Da, spuneți. Nu se vor face lucruri cu public și am voie să arăt ce afară, deci totul va fi dinăuntru și vor fi transmis. Am înțeles. Domnule primar Georgescu, știu, asta este chiar ultima informație pe care am primit-o și pe Spitalul Orășănesc Mioveni, angajat, iată, și de astăzi înțeleg că se află cine sunt cei care au venit, dâncă doi medici și patru brancardieri la dumneavoastră la Spitalul Orășănesc. E vorba de 6 luni de zile, da? Persoanele care nu vor fi selectate și au depus dosarele rămân în baza de date. Și iată, e o veste bună faptul că avem cu cine să lucrăm. Doamna Muntea, nu. Cu o săptămână de zile înainte, conducerea spitalului și Consiliul de Administrație, cu o săptămână înainte de a intra în ordonanța în vigoare, a început să procedură, da. la anunțul public pentru 6 specialități pentru medici respectivi. Pe câteva specialități chiar s-au depus, dacă nu mă înșel, dosare, iar foarte mult sunaseră pentru înscriere. A venit ordonanța și a blocat. Este binevenită această măsură, da, pentru 6 zile, pentru că sunt anumite sectoare și zone medicale în spitalul nou care în programul nostru, în această perioadă, trebuiau acoperite și deschise, sigur. Având în vedere că dă posibilitatea cu acești medici, probabil este un pas înainte, iar acești medici care vor lucra în această perioadă, probabil că vor participa și cu și probabil văzând condițiile de spital, văzând activitatea, funcționează și mai mult să rămână în zona noastră. Am înțeles. Domnule primar, aveți un minut dacă aveți un mesaj de transmis. Mai aveți că 30 de secunde spre un minut. Dacă aveți ceva ce nu am atins astăzi și ați vrea să spuneți argeșenilor, celor din Mioveni. Argeșenilor și în special celor din Mioveni și zona Mioveni, să aibă încredere în toate măsurile pe care le-am luat, că încercăm să găsim soluția cea mai bună pentru dumneavoastră și că ne interesează sănătatea, starea fizică a fiecăruia și să traversăm această perioadă critică de pandemie, colaborat cu cele de sărbători, fără evenimente nedorite și să fim mai uniți, mai înțelepciți și probabil că sărbătorile pascale ne va mina mai mult și ne vom da și la asemenea noștri care sunt mai să zic așa, și probabil că vor fi mai bun la sus și vom mai lăsa din răutatea noastră. Asta valabil nu numai la Mioveni, mă refer la nivelul județului Argeș, la nivelul României. Cred că avem nevoie de mai multă armonie și de mai mult dialog. Tuturor le urez sărbători fericite și să traverseze cu bine această perioadă, indiferent că suntem la distanță de cei dragi, de prieteni, de bunici, de străbunici, și sărbătorii mai vin. Problema este să traversăm această perioadă cât să fim sănătoși. Mulțumesc frumos, domnule primar Ion Georgescu, că ați fost astăzi la ediție specială. Doamnelor și domnilor, aici încheiem și ediția de astăzi. Să ne vedem sănătoși săptămâna viitoare. Numai bine, la revedere!